La 200 de ani de la naștere și 140 de ani de la trecerea în veșnicie a scriitorului rus Feodor Mihailovici Dostoievski, sectorul cultural al Centrului Eparhial Suceava, cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, va organiza simpozionul internațional Dostoievski și filonul creștin de creație. Scopul acestuia este acela de a prezenta teme ce la un centru pe cunoscutul scriitor. În cadrul manifestării vor fi prezentate lucrări ale lui Mihailov Davidov, directorul Centrului Rus de Știință și Cultură din București, ale conferențiarului universitar dr. Camelia Dinu, membră a Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultate de Limbi și Literaturi Străine din Universitatea din București, și ale profesorului universitar dr. Leonte Ivanov de la Catedra de Slavistică Petru Caraman a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. De asemenea, lucrări despre scriitorul rus vor fi prezentate de profesor universitar. Profesor dr. Emanuela Macovei din Târgu Neamț, conferențiar dr. habilitat Ludmila Bejenaru de la Catedra de Slavistică Petru Caraman a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, precum și conferențiar universitar dr. Gabriel Mardare de la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău și Ozana Ioana Ciobanu de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Întregul eveniment va fi transmis online pe pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, moderatorul acestuia fiind lectorul universitar dr. Călin Horia Bărleanu de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava.